poveste de iubire, de Radu Stanca. Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea. Noapte pe sfârșite. Aici colosurițile argintii ale zorilor sfârșie jucăușe întunericul. Peste muchia măgurii o sprânceană trandafirie prevestește dimineața. Oh, e vremea să plec în pădure. Nu e încă vremea. Sulițele argintii sunt numai vâlvele nopții ce se bat între ele de-a curmerișul cerului. Mai ai de ajuns până la plecare? De ajuns? De ajuns ca să mai iei odată mâinile în mâinile tale și, cuprinzându-mă la pieptul tău, să-mi spui că ți se dragă. Soția mea, cea frumoasă. Ca să spun cât mi-ești de dragă, nu e de ajuns răgazul fugar dintr-o noapte ce se duce și ziua care vine. Ca să spun cât mi-ești de dragă, mi-ar trebui încă multe nopți ca ceea ce s-a mistuit și nenumărate zile ca ceea ce se ivește. Bălierul meu, acum nu vezi că fiecare clipă mi-este drămuită? Când să te iau și eu în brațe și să-ți cercetez ochii limpezi? Scoală, dulghierule, ia-ți securea și urcă pe măgură, fiindcă bogatul pândește în conacul lui și dacă până în seară nu-i plătești măcar o parte din datorie, te scoate la mezat și te izgonește cu femeie cu tot. Nimeni în sat n-are nevastă mai frumoasă ca mine, da? Dar ce folos? Stau ziua întreagă departe de ea și mă mistui de dor. De m-aș vedea odată la casa mea, lângă nevasta mea, liber și netulburat de nimic. O să vină și ziua aceea, dulgherul meu cu patimă de vulturi. Doar nu vom fi veșnic tu departe în pădure cu truda ta nemiloasă, eu aici mereu singură, mereu așteptându-te. Zi cu zi datoria la bogat mi se împuținează, iar ziua când nicio mâhnire nu va mai flutura peste ochii tăi, când nicio opreliște nu se va mai pune între ei și mine, e tot mai aproape. Făgăduiește-mi că ochii tăi vor fi și în ziua aceea luminoși ca acum. Făgăduiesc. Făgăduiește-mi că brațele tale o să se înlănțuiești atunci cum se înlănțuiesc acum mădioase în prejurul meu. Făgăduiesc. Și acum punem merindele în traistă. Mergi sănătos. Rămâi bine. Și gândește-te numai la mine. Cum aș putea să-i ușurez truda? Cum să-l ajut să scurteze lanțul prelung al zilelor ce se mai întind până la plata întreaga datoriei? Stau singură, cu gândul la el. Îmi plătesc borangic pentru iile de nunt ale mireselor. Da. Ele se vând la nevoie, căci în satul nostru, unde stăpânește bogatul și domnește sărăcia, puține fete se mărită. Nu te speria. Sunt numai eu, baba negustoreasa, și am venit să văd cum îți mai petreci zilele. Pe unde ai intrat de nu te-am simțit? Cum te-ai ivit lângă mine fără să te zăresc, încât ai auzit tot ce vorbesc de una singură? Nu-ți pară rău că am auzit? Dacă nu te auzeam, cine știe cât mai trebuia să o duceți în lipsuri și nevoie? Dar așa îți poți fi de mare folos. Te pot învăța cum să faci rost de galben bun. Cum? Ca să vă scape și de bogatul hrăpăreț și de zilele astea blestemate. Dacă e adevărat, ce mai aștepți? Învață-mă repede ce să fac și sfăgăduiesc că-ți voi fi recunoscătoare până la capătul zilelor mele. Ce să faci? Să vinzi puțin din frumusețea ta fără seamăn. Ce spui? Să vinzi nițeluși din ceea ce ai de prisosință. Ești în toate mințile, bătrâno. Dar cum vrei să-mi vând din frumusețe când bine știi că ea e singura bucurie a dulgherului meu? Că el o stăpânește și numai el are putere să hotărească asupra ei. Eu nu-ți cer să-mi vinzi frumusețea ta întreagă, doar câte ceva din netezimea albă a obrajilor sau din strălucirea adâncă a ochilor tăi.
Nițeluș din vinul purpuriu al buzelor sau din rotunjimea umerilor. Și pentru nimicul luat, ia uite în schimb ce pungă greață aș pune în palmă. Dulgherul tău când s-ar întoarce de seară nici n-ar băga de seamă pentru Neric că lipsește ceva. Nu-mi trebuie punga ta. Nu-l cunosc pe Dulgher. Nici n-ar intra bine pe ușă și-ar băga de seamă totul. Știe frumusețea pe de rost. Ceea ce nu vrei să-mi dai mie acum cu drămuire va trebui să dai timpului, fără să mai stai la tocmeală. Dar ce se aude? Parcă ar fi niște glasuri în bătătură. La ceasul ăsta de dimineață? Și eu încă nu mi-am ridicat bine încăperea. Ce s-o fi întâmplat de-mi calcă pragul asemenea voastră? Hai, veniți. Acasă e Dulgherul. Cum să fie când soarele scânteiază de mult sus pe muchia cerului? Nu vezi că pădurea freamătă de viață și roa a început să se zbicească? Nu e acasă. E, cu atât mai bine. O să-l putem atunci aștepta în voi aici, în tovărășia nevestei si. A prea credincioasei sale neveste. Să-l așteptați, dar știți bine că până se lasă noaptea muncește de zor acolo departe, în inimă de codru. Nu se întoarce acasă înainte de a sfinți? E, mai știi. Poate că îi se urăște astăzi cu dulgheritul și coboară mai devreme spre sat. Mai ales că astăzi bogatul e mai nerăbdător ca în alte dăți și dorește până la prânz parte de bani ce-i se cuvine. Până la prânz? Dar nu așa sună în voia la noastră. Sorocul plății banilor e după apusul soarelui domnului ispravnic. Și până atunci mai e un timp bun, după cum se vede. O fi fost sorocul, cum spui frumoasă, dar bogatul a stricat în voială așa cum vrea neapărat banii până la amiază. Veniți diseară când dulgherul se va întoarce din pădure și va plăti banii așa după cum se cuvine. De dus nici prin gând nu ne trece să ne ducem. Iar de stat o să stăm, dar nu degeaba, ci cu rost și cu temenicie. Deci să ne apucăm de lucru, isprăvincii. Da. Suplecați-vă mâncile. Scoateți fondeile, hârtiile și începeți. Ce vreți să faceți? Nu înțeleg. Cum ce vrem să facem? Înscriem pe catastiful nostru belșugul în care vă trăiți traiul și vă roadeți mălaiul. Asta facem. Vă scoatem amezat. Întocmai așa cum se potrivește unor datornici ca voi. Domnilor isprăvnicii, da. Nu. Începeți. Și nu scăpați din vedere nimic. Nici cei prin casă, nici cei prin bătătura. Frumoasă, de-o fi să ai de mine trebuință, știi unde mă găsești. Rămâi cu mine. Nu-i vorbă, rabdă multe dulgherul, dar face zău așa. Păi cine altul în tot satul are nevastă ca el? Cine prânzește și cinează cu bucate ca ale lui? Cât o să țină bucatele astea, mă rog, e altă treabă. Încetează, nu mai spurca auzul meu cu vorbele tale murdare. Bagă de seamă, îți spun, ține cât ține dragostea, dar într-o zi răzbește foamea cea adevărată și o împrăște de parcă n-ar fi fost nimic de capul ei. Dragostea noastră e atât de multă, încât nici urzirile voastre ticăloase, nici veninul cel împroșcați peste ea nu va secătui. Păi dacă zici că e atât de multă, de ce o risipești în vânt, în ceasul de așteptare și singurătate, nu? Mai vindere și altora din ea. Mai dă-le la amiază, ori după amiază, când bărbățelul ți-e plecat. Mai dă-le și celor ce s-ar răsplăti eu cu bani buni. Adineori frumusețea, acum dragostea mi-e scoasă în târg. Eu, de o pildă, sunt gata să car la învoiala. Pentru un strop de dragoste plătesc gras de tot. Ce zici, frumoasă, facem târgul. Lasă-mă! Niciun pas mai mult că scăp capul și codie. Săriți! Săriți! Frânșei! Ajutor! Bine, tecălos! Ce cauți aici? Cum îndrăzni să te atingi de nevasta mea? Domol, dulgherașule, nu te-mi fierbă în șansa, dar n-am venit pentru ce-ți închipui tu. Mernicu a venit aici să înscrie bruma noastră de sărăcie pe listele lui blestemate. Zice că vrea să ne scoată până la miază la mezat. Așa. Și până când cei doi scriu, a vrut să facă târg cu mine. N-ai fi fost proastă dacă îl făceai. A scris tot isprăviceilor. N-am prea avut multe de scris. Atunci cărați-vă. Nu mai întunecați cu umbrele voastre de păsări de pradă cuibul meu. Ești prea grăbit, meștere. Prea grăbit. Ori poate ai adus cu tine și banii datorați. Și uiți să ne-i pui pe masă. Bogatul își cere astăzi partea cuvenită până la prânz. De aceea ți-am călcat cu atâta alai pragul. N-am bani. Da, o să iai de seară. De cum veți pleca, o să se întoarcă înapoi în codru la baltagul și lindelele lui. Nu, scumpa mea. N-am nici acum, nici de seară. Cum?
și nu o să iau nici mâine seara, nici poimâine seara și nici o altă seară de acum înainte. Iar în pădure nu voi mai putea intra niciodată. Nu înțeleg. Pădurea satului nu mai e a satului. A cumpărat-o de ieri noapte bogatul și nu mi-a mai îngăduit să lucrez întrânsa. Oh, cerule! Vezi, Turturico, și tu credeai că dorul de tine l-a adus în bărloc. Știai totul. Știai că pădurea e vândută și că bogatul îl va opri să mai dulgherească în ea. Știam de bună seamă. Un lucru numai n-am știut, că se va întoarce dulgherul chiar atât de repede. Atunci m-aș fi grăbit. Poate până în cele din urmă făceam târgul. Nu-i târziu nici acum. Poate te răzgândești și vii să iei gologanii din cingătoarea mea, unde te așteaptă. Dar bagă de seamă că nu-i poți lua decât dacă mai întâi îmi încolocești cu brațele tale de zăpadă în mijlocul. Sfârșește, blestematule, sfârșește! Și tu deodată! Păi tocmai asta vroiam, să sfârșesc ce-am de sfârșit. Așa că ia-ți traiesta, dulgherule, și vino frumușel cu mine. Cu voi? Unde? La temniță, se înțelege? Nu! Nu! Ba da! Chiar la temniță! Acolo unde putrezesc coasele celor răi platnici. Fie-ți milă, ispravnice, fie-ți milă. Nu poți fi chiar atât de hapsân. Nu se poate să nu ți se frângă inima când vezi cât de frântă e a mea. Oh, ba mi se frânge, mai ales din pricina inimii tale. Mie milă, dar ce să fac? Bogatul așteaptă banii până la prânz și ori îi duc pe ei, ori la zvârl pe el în colivie. Altfel dau de belea. Soția mea dragă și frumoasă, nu te umili făcând rugi ticălosului acesta. Nu vezi că totu-i ticluit anume și că se înțelegi unii cu alții? Ispravnice, luați-mă și pe mine dacă luați pe el. Nu mă lăsați singură, căci mă voi prăpădi fără dânsul. Asta nu e cu putință, dar nu pierde nădejdea. Poate că în cele din urmă dulgherul tău tot va găsi banii cu care să stingă datoria. Numai să nu întârzie prea mult, până nu se usucă de dorul lui frumusețea dulgheriței, că atunci, într-adevăr, nu va mai fi nicio nădejde. Frumusețea mea, mereu frumusețea mea. Din pricina ei atâta suferință, din pricina ei toate durerile blestemate să fie. Nu, din pricina ei voi birui acolo între grate suferința. Din pricina ei toate durerile vor fi acolo bucurii. Binecuvântată fie-ți frumusețe. Să mergem, dacă mai stăm aici pierdem vremea de pomană. Legați-l cum se cuvine și haideți să ne vedem de sari. Sari! Vei avea banii. Ce spui? Spun că vei avea banii. Așa că dați-i drumul dulgherului și așteptați până mă înapoiez eu. Ți-ai pierdut mințile, muiere. Ori vorbești în neștire, ori arunci cuvinte de clacă menite să ne ție pe loc. Faceți cum v-am poruncit și nu vă mai lăsați pe întârșală. Spuneai că sorocul datoriei la amiază. Ei bine, până atunci, după lege, vrei, nu vrei, trebuie să aștepți. Sunt într-o clipită înapoi. Ia uite lucrul dracului. Acum nu avem altceva de făcut decât să așteptăm, da. Legea e lege și nu putem să trecem peste ea. Cât îl privește pe dumnealui, dați-i drumul și stați de veche la ușă. Nu cumva să fie la mijloc vreo șiretenie de amândurora. Nu e nicio șiretenie, fii pe pace. Nu încerc să scap de sub paza voastră, că știu că ar fi zadarnic. Capcanele întinse de bogat sunt puzderie, încât chiar de a scăpa dintr-una, aș cădea curând într-alta. Bine că îți dai seama măcar de atât, că încolo nu prea te poți lăuda cu mintea pe care o ai. Ce vrei să spui? Păi, că ai putea să te răfăiești, te-ai fi deștept. Ai putea să te răfăiești într-un conac, cum nu e altul prin partea locului. Ce-ar trebui să fac să se întâmple minunea asta? Păi, să-ți lași nevasta pe care o ai acum... Și să te învoiești să devii generele bogatului. Nici nu se putea. Glumă mai bună ca asta. Atât de nebun mă crezi să las bogăția mea neasemuită pentru averile neînsemnate ale bogatului? Mai bine temnița pe veci cu lumina nevestei mele în ochi decât libertatea cu întunericul fetei bogatului înainte-mi.
Eu nu ți-am avut decât binele când ți-am spus ceea ce ți-am spus. Așa. Dacă tu dorești cu tot din adinsul închisoarea, treaba ta. Ori poate nădăjduiești că se întâmplă cealaltă minune și îți vine până la prânz nevasta cu banii trebuincioși. Nu, minunea asta nu se va întâmpla. Va veni cu mâinile goale așa cum s-a dus. Prin urmare, știu unde s-a dus să caute banii. Iată banii, domnule Stravnic. Cum? Am spus iată banii. Soția mea. Ești mulțumit, Stravnice? Mai dorești ceva? Da, dar nu vin în fire. Atâția bani. Ăștia n-au putut fi câștigați la piață cu lucruri de nimic, durierule. Ia aminte. Cine știe de unde ai făcut dos nevastă de ei? Treaba mea de unde i-am dobândit. Mai bine vino-ți în fire și poruncește-i sprăvniceilor să plece de la ușa noastră. Dulgherul meu e liber. Iar voi, vedeți-vă de drum. Să mergem. Ciudată întâmplare. Dulgherul meu. Mâinile tale. Ce e cu ele? Parcă nu mai sunt atât de catifelate ca adineauri. Atingerea lor ascunde o ciudată asprime. Nu e decât urma pungii de bani pe care am strâns-o în pumn cu prea multă încleștare. Și ochii tăi... Ce e cu ei? Nu mai strălucesc plin de limpezime ca până acum. Sunt... nu știu cum... acoperiți de un cerc înciudat pe care nu l-am mai văzut în jurul lor. Cât de mult au plâns adineaur când ispravnicul a vrut să te târască în temniță. Nu merită ei. Ce au? Sunt parcă mai încovoiați. Nu mai stau semeți ca doi porumbei pe vârful unei clopotnițe. Nu pricină că am fugit până aici cu răsuflarea întretăiată. Nu vroiam să întârzi cu banii. Iar buzele? Buzele tale. În locul pufului zâmbitor întins peste ele ca o purpură, văd o dungă amară necunoscută mie. Nu mai lua aminte la mine, iubitule. Vor trece toate. Închideți ochii să nu mai vezi nimica. Și vino să ne dăruim odihnei și uitării. Câte dresuri întind pe obraj degeaba. Oglinda îmi strigă în fața același lucru urâtă, urâtă, urâtă. Doar am să te învăț eu, minte, oglindă blestemată. Stăpână, asta e a șaptea oglindă pe ziua de azi. Nu ți-au fost destul cele șapte sparte de ieri? Nici cele de șapte ori câte șapte sparte alarte și râs alarte ieri. O să umplem de ciopuri toată curtea. Satul tot ce nu-mi pasă. Până ce n-aflu oglinda care să arate obrajii netescază pe zile măgurii, părudesc ca un sul de mătase, ochii luminoși adânci ca niște lacuri clipociți sub lună. Nu voi înceta cu cioburile! De ce nu mi-ai adus-o din târg pe cea bună? Restul de ciuga ticăloasă! Anume, nu-i așa? Ca să mă vezi pe el pelindu-mă de ciudă în fața oglinzilor și mă bagiocoresc? Stăpână, ai milă! Cu ce greșesc eu că toate oglinzile mă gândesc? Ce e fata mea? Ce biologie asta? Gata, gata! Oglinzile, tată! Și pentru că am prins-o pe nemernica asta să leasă pe ele, o snopesc în bătaie! Le va trece porta să mai țină partea dușmancelor mele! Snopește-o, fata, tati, snopește-o dacă asta te ușurează de năduf! De-aia e slujnică, să fac până vrei! Până vreau! Și până când îmi va aduce oglinda, care să-mi spună și mie, frumoasă ți-e pielița albă obrajilor!
Moșumerii aceștia rotunzi ca gușa porumbeilor. Frumoase ți-s brațele acestea ca două leve de blutitoare. Da, fata, da, da, da. Să-mi spun, adică și mie, ceea ce spune altora, ceea ce mai cu seamă spune în fiecare zi, în fiecare ceas, în fiecare clipă, blestemate acelea din capul satului, nu-i aș mai rosti numele! Nu-i rosti, te implor, nu cumva să te apuce iarăși turbarea. Mi-ai poruncit ispravnicului? Ceea ce te-am poruncit să-i poruncești? Și? Încă din zori s-a pornit cu 12 cei acasă la Dulgheri. Ori îmi dă banii până la miază, ori dacă nu, turturelul Dulgheriței va lua drumul tenițe. Iar după ce-l vâr pe soțior la răcoare, o scot și pe Dulgheriță cu cocioabă cu tot lamezat și o las pe drumuri. Apoi când va rămâne fără acoperiș, o pun să plămânzească la poarta temniței până se va învoi ca Dulgherul să desfacă tuta lui micisnic. Iar când Dulgherul, rost de tuneric și de șobolani, va primi să-mi fie ginere, o poftesc să vină la nuntă ca să turbeze văzându-l de dimineață. Și dacă nici aceasta nu-i voi atinge frumusețea, o iau la curte și o ciocmesc slușnică în locul ăsteia. Atunci o să fie lumea ta, fată. Tati, o să te pricep tu să ștergi frumusețea și de pe trup și de pe chip, de parcă n-ar fi locuit niciodată acolo. Uite așa, am s-o prind de coamă și am s-o tăvălesc prin frum. Uite așa, am să-i biciuiesc filarea până îi face carnevie. Așa. Păi dacă până într-o lună cu astfel de ospăți nu se face muma pădurii, să nu mai îmi zică nimeni bogatul ăsta. Dar ce spun eu? Nu până într-o lună, în două, trei zile o lașcheală de bătasea creștetului și izvărâm turnele de zăpadă ale umerilor. Dar ar Domnul să fie cum spui, să mă văd odată mântuită din locul ăsta în care nu mai încetează carna și bătaia. Băierule și băierițo, Dulgherul e liber în brațele nevestei și, și vă trimite punga asta cu bani. Da. După cum ați poruncit, Dulgherul își plătește până la prânz datoria. Și nu numai partea cuvenită pe ziua de azi, ci datoria întreagă, întreguță. Nu știi, spravnice, ți s-a făcut deja că... Nu prea arată glumă punga asta, boierule. Nici galbeni ăștia. Rotofei și sunători. Parcă m-ar fi izbit un trăznet în moarele capului, nu-mi vine să-mi cred ochilor. Banii sunt buni și numărați, ăștia nu-i cu putință să-i fi trimis Dulgherul. Și totuși este, punga asta plină ți-o trimite Dulgherul în persoană. Mai bine zis, nevastă sa, căci ea a scos banii. Nevastă sa? E de necrezut, aici se ascunde o taie. Se ascunde, nu se ascunde, vorba e că Dulgherul și-a plătit într-o zi cu banii rostuiți tainic de nevastă. Ceea ce într-o viață întreagă nu și-ar fi putut plăti. Și acum stă în brațele ei ca într-un leag înfermecat și râde de noi cu gura până la urechi. Blestemaților, v-ați vorbit cu toții să mă nebuniți, spravnică los. Noi am face orice, numai să te știm în păcat. Atât de ce stați cu mâine sân și vă zgâiți la mine? Hai cărați-vă și până nu-l vârzi la închisoare pe Dulgher să nu mai prind pe aici. Nedrebnicilor, sunteți niște neboli. Hai cărați-vă, ne scoțiți ceva nou. Tipluiți altă capcană. Am ajuns la capătul răbdărilor. Numai bun. Dacă până l-a sfințit, nu-l văd pe Dulgher la închisoare, am să pleznesc ca o lădiță cu pulbere și am să nec tot satul.
Vom veni în meu. Dar nu mă dau bătută. Trebuie să-l văd pe Dulgher cât mai curând la închisoare. Iar apoi, după ce nevastă s-a se va smochini de dorul lui, la mine n-așternut. Numai atunci răzbunarea mea o să fie de plină. Cumpără de la mine ceva. Ceva ce numai tu ai bani destui să poți cumpăra. Și dorința ta o să se împlinească. Ce tot vrei, babo? Dacă aș ști că nu umbli iar cu minciuni, nu m-aș târgui. Nu te cunosc, fără vrajoaie pe ce ești. Cine știe ce pudre noi mi-ai adus? Cine știe ce dresuri proaste, ce nu-mi pot acoperi poceala? Ceea ce vând eu de asta dată e marfă neasemuită. E frumusețe. Auzi? Frumusețe. Am la mine netezime albă pentru obraj. Netezime albă pentru obraj? Mine mi-ar prinde că cei mei se zbârciți ca niște prune uscate. Strălucire adâncă pentru ochi. Vânt purpură ispititoare pentru buze. Purpură ispititoare pentru buze. Strașnic mi-ar veni, căci făinoase cum sunt, nu mi le sărută nimeni. Rotunjime pentru șolduri și sân. Te-aș umple de bani să știu că vorbești adevărat. Că aș putea să măsor în sfârșit și obrajii mei cu obrajii dulgheriței, umerii mei cu umerii ei, buzele mele cu buzele ei. Ți l-ai putea măsura fără teamă. Frumusețea pe care ți-o dau eu acum nu e cu nimic mai prejos ca ei. E a idoma cu a ei, ba chiar mai mare. Căci beata dulgherița a început să cam piardă din ceea ce avea mai de mult. Hai, nu te mai codi. Grăbește-te până-i proaspătă marfa, până nu se trece. Bagă de seamă. Dacă și de asta dată mă amăgești, pun ispravnicul să te lege burduf și să te arunce pe mai fond închisorii. Vino să tragem într-un loc mai ascuns, unde să-mi întind taraba. Și de nu ți-o plăcea marfa, fie cum zici, dar de ți-o plăcea și o să te repezi ca o leoaică flămând asupra ei, să deschizi punga cea mai groasă, căci altfel nu facem târgul. Vino aici în grădină. Ispravnice, nu e nimeni. Bine că putem sta de vorbă liniștiți. Nu mai e de trăit cu fata mea. Ai văzut cum a plouat cu blesteme asupra noastră? Am văzut. Trebuie să-i fac pe voie. Bag oricâți bani în treaba asta, numai să am o dată pace. Din păcate, până acum lucrurile mi-au ieșit pe dos. Eu habar n-am ce să mai pun la cale. Mă gândesc eu, dar degeaba. Degeaba. Singurul mijloc de a o potoli, știi care ar fi? Măritișul. Cine știe, poate că dacă i-aș găsi un bărbat, aș mai scoate-o dintre alei. Ce zici, ispravnice? Păi ce să zic, nu te-ai gândit rău, numai că unde găsești vreunul care să se învoiască la asemenea afacere? Păi eu... Mă gândeam la tine. La mine, da. La mine? Da, la tine. Nu te supăra, boierule, dar te-ai gândit foarte rău. De ce? Da. Mi-ar fi plăcut mie banii, dar nici chiar atât ca să mă însor cu fata ta. Stai, că nu te însor numai cu ea, ispravnice. Da, cu ce? Te însor și cu averea mea și asta. N-are pereche de frumos. Da, dar nici fata ta de urâtă. Știi, mi-ar trece pofta de una văzând-o toată ziua pe cealaltă. Ispravnice, zici că nu? Așa zic. Nu. Nu faci tu pentru mine, pentru prietenul tău, atâta lucru? Nici pentru tata.
Da, 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 da. Să știu de bine că s-ar scula din morți, doar mi-te pentru tine. Crede-mă, mă usuc de mila ta, dar de-a mea mă fac ascuverzile. Ispravnice, dacă nu vrei să-mi dai o mână de ajutor așa cum am socotit eu, pune-te de grabă pe lucru, căci altfel stricăm prietenia, ceea ce nu-ți doresc deloc. Da, știam. Știam că vom ajunge aici. Ei bine, uite ce mi-am zis eu. Ce-ar fi dacă, în loc de a fi cumpărat pădurea numai de o zi, ai cumpărat-o din urmă cu ani de zile? Și așa, stând lucrurile, l-ai putea pune pe Dulgher să plătească birul pentru tot ce s-a tăiat vreme îndelungată din moșia ta. Ce zici? Minunat, ispravnice, dracu s-a cuibărit în căpățâna ta și ți-a sesut planul ăsta. Cumpăr pădurea de când vrei tu, de când era Dulgherul de șchioapă. O să-i socotim o datorie umflată ca pântecele meu. Pe asta nu mai plătești cât e lumea. Aduce puicuțo. Vântul necazurilor cealaltă. Necazuri? Poți avea tu necazuri, Dulgherițo. Tu cea care scoate bani din nimic și cât ai bate din palme. Eu, da. Eu, cea pe care nu vreți să o steniți până ce n-o veți vedea în adâncul mormântului. Strivită fărâmă cu fărâmă de câinoșenia voastră. Uai, de mine, Dulgherițo, ce vorbe. Noi să te vedem în adâncul mormântului, fărămițată bucățică cu bucățică cu bucățică. De ce, Doamne ferește? Noi nu vrem decât binele tău și al Dulgherului. Nu dorim decât să puteți trăi în pace unul cu celălalt. Ne supărați de nimeni. De aceea ați născocit datoria asta nouă, lipsită de orice temei. Și pe care nimeni n-ar fi în stare să o plătească. Dar glumești, Dulgherițo. Eu știu că la voi banii stau pe garduri, așa că nimic mai simplu decât să o plătiți voi. Ce s-a putut odată, nu se mai poate încă o dată. Aha. Am venit la tine, bogatule, nu la ispravnic. Da. Am venit să încerc, doar de izbutesc să te milostivesc. Șterge datoria nouă și iartă-mă pentru tot răul pe care nu ți l-am făcut și nici nu ne-am gândit să ți-l facem vreodată. Da. Lasă-ne să ne vedem în pace de sărăcia noastră. Dar nu e așa, ispravnice, că tocmai când ai venit tu, îți spuneam cum mi se rupe inima că nu pot să vin nicicum în ajutor celor doi turturei de la marginea satului. Sau poate că știi tu, prietene, ispravnice, vreun mijloc să ușurăm necazul ce-a căzut pe capul necăjiților ăsta? Unul singur ar fi. Așa. Ca în locul banilor datorați, așa, Dulgherul să pună la loc până diseară, așa, tot ceea ce a păgubit vreme îndelungată din pădure. Așa. Cum adică? Adică până diseară să așeze la loc cu rădăcini cu tot toți copacii pe care i-a doborât an de-a rândul cu securea. Creangă cu creangă și nuia cu nuia, tufă cu tufă și frunziș cu frunziș, să ridice la loc pădurea boierului. Ce zici, puicuțo? Bogatule, mă bag slușnică la fata ta, numai și numai nu deschide Dulgherului temnița, fac orice, nu mai lasă liber. Închideți-mă în cele din urmă pe mine, dar pe el lăsați-l. Ca să vezi că nu am inimă de piatră, precum ziceai, uite, șterg orice datorie dacă primești să-i faci pe voie ispravnicului.
Dacă îl lași pe Dulgher și primești să fii nevasta omului ăsta de ispravă. Ușurel, ușurel, băierule, mai întâi întreabă-mă pe mine dacă mai pot primi să fiu bărbat. Fie vorba între noi, dacă mă uit bine la ea, parcă nu mai e chiar atât de ispititoare ca azi dimineață, mi se pare mie, ori într-adevăr de atunci până acum s-a schimbat ceva la ea. Profnic. Nu. Nu știu dacă m-aș mai da pe brazdă de dragul ei cu orice preț. În orice caz, nu pe un preț așa de mare ca datoria de acum. Așa stând lucrurile și ca să nu pierd plăcerea de a-i deschide locuința cea nouă, care mi se pare va fi locuința lui pe veci, mă grăbesc. Da. Du-te, băiete, și cât mai te grab. Să scutim inima mea să se mai necăjească degeaba, văzând că nu e nimic de făcut pentru turturei noștri. E, puicuțo, mă duc și eu. S-a sfârșit. Am nădăjduit zadarnic că voi putea înmuia întuplecarea bogatului. Nu i-am stârnit decât râsul și batjocura. Mai bine nu veneam. Acum nu mai e nimic de făcut. Gura neagră a închisorii se deschide amenințătoare și gândul că-l voi pierde pe Dulgher mă nebunește. Aș face orice numai să-l scap. Dar cum se dau de baba cu pricina? De când am făcut târgul cu dânsa, nu s-a mai arătat prin preajma mea. Iată-mă, sunt aici. Vrei să vorbești cu mine? Vreau, fără întârziere. Vrei să mai vinzi în frumusețe? Nu ți-au fost de ajuns banii de azi dimineață? Știi ce înseamnă goana asta după o nouă vânzare? Înseamnă că bogatul a pus la cale cu ispravnic o nouă datorie de 10 ori mai mare ca cele dinainte și sorocul plății ei în seara asta. Așa că deși banii tăi mi-au ajuns azi dimineață, acum sunt nevoită să vând iar. Să vând într-una. Blestemații! Dar până la urmă, dragostea noastră tot o să învingă. Dragostea voastră? E, de ești atât de sigură? Vino să facem târgul. Vino. Vreau să alerg la Dulgherul meu și să-i duc cu brațele deschise libertatea. Pot intra liniștit? Da, poți. E în grădină. Oh, ce faci acolo? E cu baba. Aha. Cumpără niște dresuri noi. A adus-o ei oglinda? I-am adus-o. Dar cum n-am avut curajul să-i o pun eu însă în mână, i-am dat-o babei să-i o ducă tânsa. Tocmai așteptam să o aud blestemând. Hai să ascultăm la ușă. Ia! Se aude ceva? Deși ar fi vremea, totuși încă nu se aude nimic. Ciudat. Poate că abia ai sprăvit să revenitul. Nu te teme. Nu scap tu de ceea ce urmează de obicei. Dacă sosește însă ispravnicul cât mai curând cu știrea că Dulgherul zace în fundul pușcăriei, poate scap și tu cu o chelfăneală mai ușoară ca altă dată. Nu zace! Cum? Nu zace, boierule, nu zace! E liber cum era și mai înainte și își râde de noi cu gura până la urechi. Ce vorbești? Pe când mă îndreptam în grabă spre cocioaba lui, nevastă sa m-a ajuns din urmă și mi-a plătit din nou tot ce avea de plătit. No. Ba chiar mai mult. Iar eu am stat uluit în mijlocul drumului cu pungile în mână, uitându-mă după ea cum aleargă spre casă. Nu pricep. De unde scoate la moment atâția bani? Să vezi acum furtună de ocări din partea fetii mele. Nu, trebuie să ne ascundem în gaură de șarpe, altfel va fi vai și amar de noi. Știu eu în pădure un coton ferit unde nu o să dea peste noi. M-am mai ascuns eu și în alte dăți acolo și am fost foarte bine. Hai, da, să ne ascundem, dacă așa zici. Hai să mergem.
Încotro, drăguților! Încotro! Am stăclit-o. Mi-am topit. Ia stați pe loc! Stați să vorbiți cu fata și stăpâna acestei case. Tată, ispravnice... Ce văd? De necrezut! Minune! Asta să fie fata mea? Asta să fie fata ta? Asta să fie stăpâna mea? Minune! Minune! Astăzi e pe semne ziua minunilor. Dulgherița scoate bani din nimic, urâta urâtelor scoate frumusețe tot din nimic. Mi se moaie picioarele de cât mi-a fost dat să văd până acum. Iată de ce nu se auzeau țipetele stăpânei. Strașnice dresuri, babo! Mai ai de vânzare? Îți cumpăr și eu măcar un strop, dar îți cumpăr și eu. Nu mi-a mai rămas nici măcar un strop. I-am vândut toată marfa boieriței. Nu vezi cât e de frumoasă? Adevărat? Nu cumva mă minte oglinda? Nu cumva face tocmai pe dos decât suratele ei? Sunt chiar atât de frumoasă? Chiar dacă oglinda te-ar minți, ochii acestora nu te mint. Privește-te în ei. Uite-te cum se cască la tine ca la niște porți fermecate. E? Ce ziceți? Ce să zic? Eu nu mă mir. Fata bogatului nici nu putea arăta altfel de cum arată acum. Ce-a fost, a fost și abia. Ceea ce se vede acum e adevărul în carne și oase. Sunt însă mai curios să știu ce zice ispravnicul. El care adineaur nici nu vrea să audă să-mi devie ginere. Ispravnice, ce zice? Ți-ar place? Ce? Cât și eu. Îți lingi buzele, ai? Numai că acum nu știu dacă te-ar mai vrea fata mea. Al naibii să fiu dacă n-am să mă străduiesc. Dulgherule, oprește-te, oprește-te. Mare pramatie ești, ispravnice. L-ai învățat la rele pe dulgherul ăsta. Ce om de treabă era înainte. Nu punea niciodată piciorul pe aici. Acum de la o vreme nu mă mai pot scăpa de el. Zi și noapte bea și bate zarurile și pierde cu nemiluita. Mai tacă-ți gura, crâșmărițo. Noi jucăm aici numai ca să-i ținem de ură dulgherului. Și adune de grabă ceva de băut. Da. Adune uitarea. Bine zici. Bine zici, ispravnice. Ia adune uitare. Uitare. Da, 100, 1000 de carafe de uitare. Voie să uit. Vă uit tot. Până nu va mai rămâne nimic de uitat. Hai mai de o dată. Zarurile. Așa. Ia tot ce fac. Dă-le încoace. Dă-le încoace. 4-4. Ia acu' e rândul ispravnic. Ia să vedem. 6-6. Vă gândi seama, bă, băiete. Dacă mă uit bine, mi se pare că încă n-ai pierdut ca noaptea asta niciodată. Ce-mi pasă? Parcă ce pierd aici pe masă se aseamănă cu ce am pierdut înăuntru meu. Ia nu-l mai amărâți și voi pe bietul om. N-are decât să crească datoria cât mai mult, dacă scade din supărare. Uite, vine Crâșmărița cu carafa plină. Bravo, Crâșmărițo!
Te mai veni și tu, fire. Mai umple-ne ulcerele. Așează-te și tu alături și ciocnește împreună. Adevărat, e vină, vină aici. Vină aici și ciocnește cu noi. Vină să-mi astâmpăr setea cu limbezimile tale. Vezi de treabă, omule, ce nu-ți e bine? Ia-ți mâinile de pe mine. Ori vrei să iei sănuliță și să strigi după ajutor. Ai venit la timp, Dulgherițo! Pe bărbatul tău l-au apucat năbătăile. Ar fi trebuit să-ți scol satul dacă mai întârziai. Bine făceai dacă mai întârziai. Dulgherule, ce dracu te ții cascaiul de mine? Lasă-mă în pace și nu mă mai urmări ca o piazărea. Se apropie zorile. E târziu, dragul meu, vino acasă. Ce să fac acasă? Să stau închis în odaie, cu obloanele trase și să ascult tânguierile tale? Mai bine orbecăz prin beznă toată vremea decât să am veșnic în ochi. O, mama pădurii. Vino acasă. Abia te mai poți simți pe picioare. Dulgherițo, iată socoteala. Da, nu-i vorba, dar de data asta zic și eu, ispravnice, că te-ai pricopsit. Ai câștigat? Nu glumă. Haide, dulgherule, banii și să ne vedem sănătoși. Da, hai, plătește. N-am cu ce. Cum? N-am cu ce. Nu mi-a mai rămas în pungă niciun sfat. Minți, blestemato. Minți ca să mă dezval de chef și de joc. Scoate banii și nu mai pălăvrăgi. De unde, dacă nu-i mai am? Așa că comoara suspinelor. Păi să nu zice dacă dulgherul nu e în stare să stârnească optaturile. Uite, uite cum a rămas cu punul în aer. Dacă până la sfințit nu am banii, să știi, dulgherule, că n-o să fie bine deloc. Treaba ta și a dulgheriței tale de unde îi scoți. Eu nu glumesc. Ai auzit ce a spus? Am auzit. Atunci fă ceva. Fă ceva, nu sta cu mâinile în sân. Doar nu cumva s-o cos că am să-l încezez la oaltă cu broaștele și șobolanii, numai fiindcă tu nu ești vrednică să răscumperi leacurile îndurării mele. Fă rost de bani, auzi? Fă rost de bani și asta cât mai neîntârziat. Dacă nu s-a sfârșit cu mine, dar și cu tine, și cu tine s-a sfârșit. Biata de tine, biata de tine. Grele zile ți-a fost dat să apuci. După ce faci tot ce faci pentru el, iată-l acum cum te răsplătește cu sudălui și ocări. Suferi mult? Cine știe cât suferă el din pricina mea. Nu se prea vede să sufere. Ce știi tu? Știu ce văd cu ochii mei, mai ales că de la o vreme îl văd mult mai des decât tine. De aceea îți spun, nu te mai chinui cu dânsul. Cine știe la ce caz nefără seamă te supune și nu vrei să-l trădezi. Altfel nu-i de priceput cum ai ajuns din frumoasa frumoaselor, urâta urâtelor și urâta urâtelor, frumoasa frumoaselor. Ascultă-mă pe mine și lasă-l pe dulgher cât mai e vreme, cât n-ai ajuns pulbere risipită în vânt, căci altfel n-ar fi de mirare să-ți pierzi și mintea după ce ți-ai pierdut frumusețea. Te lasă cuget singură ce trebuie să faci. Mi-am pierdut frumusețea. Nu. A mai rămas din ea cel puțin atâta să-l mai pot mântui odată pe dulgher. Că cine alta decât mine e, la urma urmelor, pricina suferințelor lui. Iată-o pe babă. Bine ai venit, bătrânico. Am astăzi mare nevoie de tine. De la o vreme în fiecare zi ai nevoie de mine. Îmi trebuie grabnic banii. Dulgherul meu a rămas dator ispravnicului și dacă nu-l plătim numai decât, ne pândește nenorocirea. Târgul nostru s-a spart, dulgherițo. Ți-am luat pe încetul tot ce aveai de vânzat. Nu vorbi așa, bătrâno. Uite-te bine. Nu se poate să nu mai fi rămas din frumusețea mea ceva care să nu merite un pumn de bani. Uite, punctul ăsta alb de la marginea ploapelor, îl vezi? E netecincă, plin de frăgezime. Haide, ia-l și nu te mai zgârci. Mă, uit și mă tot uit, dar nu mai văd nimic. Uite-te bine, te rog, te rog, uite-te bine. Trebuie să mai fie ceva care să-ți folosească. Crezi că dacă ar fi, nu m-aș grăbi să-l iau? Frumusețea e mare, fac o căutare mare. Se îndeasă cumpărătorii la ea, cum se îndeasă albinele la miere. Dar vânzători sunt puțini, mai ales vânzători risipitori ca tine. Un strop de-ar fi și m-aș repezi asupra lui, fără să stau la tocmeală. Dar oricât mă uit, oricât te cercetez, nu găsesc nimic. Cum?
Vrei să treci pe lângă mine ca pe lângă o străină cu care n-ai avut nimic de-a face? Doar suntem legate strâns prin târgul nostru. Și dacă nu mai poți cumpăra nimic de la mine, atunci cel puțin împrumutăm pentru o vreme banii de care am atâta nevoie. Eu nu împrumut, eu cumpăr, draga mea. Bani buni pe marfă bună. Stai o clipă, ascultă. Nu e adevărat că ai luat tot ce era de luat de la mine. Am mai ascuns ceva de care n-ai știut niciodată nimic. Și deși nădăjduiam că nu voi fi silită să mă despart și de această ultimă comoară, iată, sunt gata să se ovânci pe ea. Tare sunt curioasă să știu despre ce vorbești. Doar te-am cercetat cu amănuntul și m-aș mira să-mi fi scăpat ceva din vedere. Comoara de care îți vorbesc eu nu se vede cu ochiul liber. E ascunsă în adâncuri. Numai ea mi-a mai rămas și ți-o dau cu dragă inimă. Ei, fii mai lămurită. Ce zici că mai ai de vânzare? Frumusețea sufletului. Ce? Frumusețea sufletului meu. Ha, unde crezi tu că aș găsi prostul care să cumpere asemenea marfă? Cui trebuie frumusețea sufletului? Așa ceva n-are trecere pe lume. Mie îmi trebuie ceva cu căutare. Ceva la care să se îmbulzească cumpărătorii ca la miere. Ce să fac eu cu ceea ce mă îmbit tu? Eu am nevoie de o marfă care se poate vinde și pipăi. Mai ales care poate ascunde, nu care să fie ascunsă ea însăși. Eu negustoresc în fățișări, draga mea, nu fețe adevărate. Pricepi? S-a dus, nenorocita de mine, nenorocitul meu dulgher, ultimul bun pe care îl mai aveam, sufletul. Nu plătește, cum văd, doi bani. Mai bine îmi risipeam dintr-un început sufletul și îmi păstram înfățișarea. Acum, bare, mai aveam un folos de pe urma ei, ultimul, dar îl aveam. Ai făcut rost de bani? Nu. Atunci sunt pierdut. Pierdut fără scăpare. Mă arunci în închisoare ca pe un câine netrebnic, fiindcă ai cine știe ce alte socoteli. M-ai îmbrobodit cu vicleniile tale și așa cum ai făcut rost de comoară, fără ca nimeni să-ți poată afla taina, tot așa umbli acum să te scapi de mine. Nu-i adevărat. Da, ca să te folosești de ea nestingherită. Nu-i adevărat. Și ca să vezi că nu-i adevărat, uite, merg cu tine la închisoare. Asta mi-ar mai lipsi. După ce e într-un mormânt, să te mai ții și tu scai de mine. Întunericul de acolo nu mi-ai vedea chipul. Și poate mi-ai descoperit treptat fața dinăuntru, care e cea adevărată. Și o să fim din nou fericiți ca mai de mult. Ți-am mai spus odată, n-am nevoie de tine acolo, în adâncuri. Aici aș fi avut nevoie. Aici, unde mă pândesc ispravnicul și oamenii lui. Din pricina ta mi se apropie sfârșitul. Sfârșitul tău e sfârșitul meu. Nu pot trăi unde nu trăiești tu. Te vreau aproape de mine, lângă mine, mereu în preajma mea, cu iubirea ta de mai demult, cu ura ta de acum, întreg, al meu, numai al meu, pentru a te iubi. Nu mai rosti cuvântul acesta că te despic în două, fără să mai ții seama de nimic. Lovește-mă cum loveai odinioară copacii din pădure. Despică aici, află-mi sufletul. Eu nu am știut a mi-l arăta. Ce mai întârzi? Așa cum copacul nu se ferea din calea loviturii tale, ba chiar o aștepta, așa aștept și eu lovitura ta. Încetează odată și du-te unde te-or duce pașii. Între noi doi s-a sfârșit totul. S-a sfârșit. Da. S-a sfârșit. De acum mă voi prăpădi în văgăuna subpământeană ca un vierme neputincios. Măcar de-aș putea să uit acolo totul. Măcar de-aș putea să spulber acolo din mintea mea atât frumusețea de odinioară, cât și urțenia ei de acum. Blestemată, blestemată fie iubirea ei care m-a pierdut. Oare să nu mai fie nimeni care să-mi dea o mână de ajutor?
Hei! Sap pe bun! Cine cumpără un mire nevărsat? Niciun răspuns? Ba, știu eu pe cineva care te dorește și încă te dorește cu mare foc. Nu cumva o fi fata ta? Tremură din țâțân de dorul tău. Așa. Tânjește ca ciuperca după ploaie, după tinerețea ta. Așa. Rău am ajuns. Din tot satul ăsta nimeni nu mă mai vrea, afară de ciuma pământului. Rău am ajuns. Nu! Cum? Nu. Mai bine pacostea veșnică decât să mă tăvălesc în așternut cu ureta. Uite. Uite aici sunt banii care te mântuie. Fata mea e afară și așteaptă cu nerăbdare. Alege până nu e prea târziu. Ce-ți pasă ție cine ți-e nevastă când te poți cununa cu libertatea? Hai, răspunde ce să fac. Să-i spun să intre sau să-mi băci eu de drum? Zornă e punga. Zornă e. Zornă e ca un clopot fermecat. În ciorchinele ăsta zace cea mai plăcută băutură cu putință. La trei vorbi în ce pierd. Schimbă o urâtă cu altă urâtă. Numai pe când cea din tâi nu mai era bună de nimic. Asta la alta duce cu sine mântuirea mea. Spune-i să intre. Apropie-te. Hai, apropie-te, fata mea. Așa, uite. Ăsta e mirele tău. Apropie-te, pungă sunătoare. Tu ești mântuirea mea. Vezi, dulgherule, tot zic că sunt zgârcit și un crăpănos fără pereche când eu sunt darnic și n-am soț nici pe lumea asta, nici pe cealaltă. Iată, și acum îți dau, dulgherule, cu amândouă mâinile cea mai bun din ce am eu mai bună. Pe de-o parte punga mea, uite-o, pe de-altă parte fata mea, uite-o. Hai, vino, te primesc. Primesc pe de-o parte cu brațele deschise punguța asta minunată și pe de altă parte cu brațul întors mireasa mea cea nouă. Da, bine ai făcut, bogatule. Bine ai făcut că i-ai acoperit fața și mi-ai adus-o astfel învăluită. De s-ar putea să rămână mereu așa, aș fi într-adevăr un om pricopsit. Nu te brevi, dulgherule. Nu știi niciodată ce se ascunde în spatele lucrurilor care îți stau înainte. Abia am scăpat adineaul de urâtă. Acum nevoia mea duce alta. Mi-e scris pe semne să-mi plătesc nevolnic libertatea. Ba, chiar că nu trebuie să ți-o plătești deloc. Nu-ți cer decât să fii bărbatul ei cu numele. Cum? Vrei să spui că ești mulțumit numai dacă mă cunun cu ea de formă? Așa cum spui. Cât timp nu o vei pofti în brațele tale, nu mi-ești dator nimic, dar chiar nimic. Din clipa însă când vei umbla după legănarea șoldurilor sale, va trebui să-mi dai înapoi cu dobândă tot ce acum ți-am împrumutat. Te voiești? Nebun aș fi să nu mă învoiesc. Dar nu cumva crezi că am să tânjez după mirezmele acestei buruieni sau am să orbechez prin beză după vreascurile dezmierdărilor ei? Atunci hai, uite, opta! Ia-ți banii și să fii sănătos, băiete! Prin urmare, am scăpat și eu în sfârșit de necazuri. Ia scoate-ți vădul, draga mea. Acum că știu cât bine ascunde, nu mă mai tem de ce o să-mi vadă ochii. Cine asta? Tu ești urâta urâtelor? Mireasa mea cea nouă? Sau tu ești tot nevasta mea din tâi? Nu. Nu vine să cred că ceea ce văd e aerea. Nu vine să cred că nu ești o amăgire ieșită din fantasmele minții mele, bântuită de atâta zbuciumare.
Apropie-te și pipăie-mă. Nu sunt o nălucire. Sunt Aievea întocmai așa cum mă vezi. Într-adevăr, Aievea. Aceștia mi-s ochii. Adânci și umezi, ca două iezere scânteind în soarele de-amiază. Acesta mi-e părul. Lung și mătăsos, ca o creangă de salcie aplicată de orice apă. Acesta mi-e obrazul. Netent și albă ca spuma laptului mult. Când te-ai schimbat așa urât-o? Nu de mult. Și cine a izbutit să facă cu tine minunea asta? Dorul de tine. Dorul de mine nu începe cu astfel de vorbe. Știu unde vrei să ajungi. Lihnit cum sunt după atâta post, umbli să mă îmbeți cu frumusețea ta, ivită din senin. Dar eu n-am să fiu un erod. N-am să cad în mreaja pe care mi-o întins cu ispitele tale. Mai bine flământ de frumusețe, dar liber de cățătul, dar cu pacostea datoriilor pe cap. Aceștia mi-s sumeri. Înghiitor ca valurile mari cercetate de furtună. Străbatei cu corabia mâinilor tale dornice. Acestea mi-s șoldurile. Coșmar va fi. Coșmar va fi somnul meu în preajma acestor țărmuri. Acestea sunt buzele mele. Sărutul lor e de bună seamă mustos, ca vinul de curând pritocit, și dulce amar, ca vinul îngropat de zeci de ani în morminte. Dă-mi-l. N-auzi, mișcă-te! Nu e vreme de dormit. Da, soarele sus pe culme și pădurea așteaptă. Ia-ți uneltele și la muncă, băiete! Bă, lasă-mă, leacă nevoastră. Soarele e încă departe, în dosul măgurilor și pădurea e plină de bezdă. Oh, sunt istovit. Am dulgherit până după miezul nopții. Oh, mi-s mâinile zdrobite de trudă. Lasă-mă să mă mai odihnesc. Lasă că te odihni pe năsălie. Oh. Acum scoală-te și la treabă. Dintr-o clipă într-alta vine tata după bani și n-am ce-i da. Adu bani, flăcăule, adu bani. Dacă vrei să te poți bucura de o frumusețe cum numai alta pe lume. Cu asemenea frumusețe aș putea fârtate să duc un trai pe cinste. Nu o să-mi pierd vremea îmboldindu-te pe tine la muncă. Și tu vrei să mi-o risipezi de dragul tău, a? Și încă pe nimica. Cunosc eu pe cineva care și-a risipit-o de dragul meu, dar n-am știut-o cinsti cum se cuvenea. Vorbești de nevasta din tâi, dulgherița, a? Da. Se spune că de când ai alungat-o rătăciște prin pădure, doarme prin peșteri, încă dacă te paște dor după mumba pădurii n-ai decât. M-ai întins să plătește ce-ai de plătit și pe urmă poți să cauți hoitul ei umblător. Era toată numai iubire pentru mine. Mi se dăruia toată cu frumusețe cu tot. Tu ești numai silă și ură. Ea mi-a plătit dragostea cu tot și era ea însăși. Tu pentru o noapte amărâtă de iubire îmi ceri o plată cât mi-ar fi cerut ea pentru viața întreagă. Tu ai vrut așa? Eu? Cine te-a împins lângă trupul meu reavăn și miresmat? Cine? Blestemul ăsta care zace fără încetare pe capul meu. Setea asta veșnică de frumos, dorința asta istovitoare care mă face să umblu cu ochii mereu în căutarea lui, care mă țintuie cu încăpățânare în cercetarea neîntreruptă a ispitelor sale. Sunt un biet bolnav de frumusețe fără scăpare. Bolnav de frumusețe? Atunci n-ai decât să te ții de mine ca un cățeluș flămând căruia îi treci pe lângă bot puleros. Căci eu sunt frumusețea. Știu eu nu ești decât o minciună a frumuseții. Ochii îmi spun că încă da. Dar tu ești frumusețea. Dar ceva din adâncul meu
niște ochi care încep să se deschidă tot mai tare. Îmi spun că adevărata frumusețe e departe de tine. Din partea mea e slobot să cauți și în țara ciumei nălucile după care umbli. Mai întâi însă plata pentru noaptea ce ți-am dat-o. Hai, ia straița și pleacă odată. Până nu mă vei vedea stors de orice putere, nu vei înceta să mă înconjuri cu o travă și o oră, nu? Sunt în ghearele tale și mă joci cum îți place. Într-adevăr, cum îmi place. Te salt dintr-o palmă într-alta ca pe o minge. Iar când vreau, te azur la pământ și te calc în picioare. Storc din tine tot ce destor și te perpelesc înjărate cu ochilor mei ca într-o frigare. De n-ar fi banii pe care îi aduci, te sfârșeam eu de mult. Nu. Nu mai merge așa, la frumusețea mea s-ar cuveni să stau la masa împăratului. Ba chiar la el în așternut. Vreau să fiu împărăteasă. S-o vezi jucând. Nu-ți mai vine să-ți iei ochii de la ea. Când se mlădiază împrejurul tău și când își înfige sub nările tale trupul înmiresmat, dai tot numai să poți mistui odată din valurile alea. Face cât 10 averi la un loc vederea unei asemenea frumuseți. Adevărat? Dar aș vrea să văd și eu minunea. Cheamă-o repede pe fată de aici și poruncește-i să-mi joace și mie. Să-mi joace și mie un astfel de dans. Tu crezi că merge chiar așa? Cheamă-o și poruncește-i. Cu fata mea nu-i de glumit, știi bine. Găsește mai întâi un mijloc cu care s-o poată ademeni la undiță și pe urmă, fă pe grozavu, sună de pildă niște galbeni pe masă. Că doar fata mea nu joacă numai așa de flori de mărului. Cât poftești? Cât mi-ai luat de ună-s pentru chefurile trase împreună cu Dulghe? Cam mult. Ar trebui să fiu nebun să arunc pe gârlă toți banii aceia numai pentru șerpuirile fetei tale, fiele cum o vii. Mulțumește-te cu mai puțin și sunt gata să cădem la învoială. Cât dai? Un sfert din sumă. Nu. Prea puțin. Întoarce-te, băiete, la pândă în jurul ferestrelor, căci în felul ăsta nu vei vedea în vecii vecilor. Ceea ce nu se poate povesti. Jumătate. Mai mult, niciun sfanț. Fie, trage-te deoparte ca acuși pătrun de notare. Hai! Ce minunăție! N-am mai văzut așa ceva. Am niște fierbințel de parcă s-ar fi sculat din morți și umblă prin sângele meu tata și tata lui tata și tata lui tata lui tata și tot se îmbulzesc după tine ca o cireadă de tauri în năduf. Dacă nu te strâng imediat în brațe, mă apucă vreo nebunie. Da, mă apucă vreo nebunie. Mi-aș pune pofta în cui, dar nu pot. Trebuie să dângă în jurul meu ceva gologănaș ca să te poți apropia de mine. Când burducănosul de taicătu te-a chemat să dănțuiești aici dansul ăsta care m-a scos din fire, mi-a suflat totodată și jumătate din avere. Nu-i nimic, nu-mi pare rău. Din păcate însă, ca să pot intra în vorbă cu tine, nu mi-a mai rămas acum decât jumătatea cealaltă. Zici că ți-a mai rămas jumătate? Mi-a mai rămas și n-aș precupeți să mă lipsesc de ea dacă te-ai învoi să fii a mea. Mă învoiesc. Cum? Aud bine? Hai să bem aldămașul. Să bem aldămașul. Dulghero! Cum intre aici, nenorocitule? Ce te faci unde nu-ți fierbe oala? Unde nu-mi fierbe oala? Aici, în casa mea, nu-mi fierbe, adică mie oala? Ticăloasă! Așadar, de asta mi erai.
Eu trudesc ca un rob în pădure și tu te întâlneai cu altul. Ieși afară și lasă-ne să ne vedem mai departe de treabă. Te-am adus în casă la mine și te-am făcut nevasta mea. Eu cerșeam o leacă de dragoste, iar tu mi-ntorceai spatele, fiindcă te ghiftei cu... Ți-am mai spus că până nu aduci bani destui, nu-ți vând nimic din farmecele mele. Ispravnicul a adus și sunt gata să-i vând. Vinde-i, vinde-i până vezi crăpa amândoi. Ce-mi pasă mie? Acum mi s-au deschis ochii. Acum văd ceea ce nu vedeam. Nebun am fost să mă duc după negura care mă făcea să iau aurul drept tină și tina drept mărgăritar. Te-am crezut mărgăritar și am aruncat în tine mărgăritarul adevărat. Du-te și ți-l ia înapoi! Hai! Care de ce mai aștepți? Casa asta am ridicat-o eu împreună cu dulgherița mea. La temelia ei stă dragostea noastră. De aici am alungat-o, aici se cuvine să o aduc din nou. Iar șarpele care s-a cuibărit aici și în lipsa ei trebuie strivit. Plecați! Ori dacă nu vă crep capul... Săriți! Săriți, oameni buni! Săriți! Săriți, veniți, rog! Nebunul ăsta de noi! Cine urlă aici ca din gura de șarpe? Ce-ți mă, că s-a adună satul! Spuneți-o la el! Luați-o dacă se cură aia din mână, nu vedeți că mă trec din pricina ei toate căldurile! Ușor, dulgherule! La închisoare cu el! La închisoare! Cum la închisoare? Mulțumește-te că te-am scăpat de securea lui! Ce mai poftești? Nu-l putem vără la închisoare numai pentru că te-a prins la nevastă! Atunci, băgați-l la închisoare pentru ceea ce am să vă spun eu! Vorbește! I-am împrumutat dulgherului o sumă de bani ca să-și plătească datoria făcută la ispravnic. Și ce dacă? Nu ți-o plătesc zilnic? Cu vârf și îndesat? Îndesat, da, cu vârf, nu. Era vorba să mă plătești cu dobândă orice plătești tu zilnic. E mai nimic? Ar trebui, prin urmare, să aștept toată viața ca să-mi vină toți banii înapoi. Așa că m-am răzgândit. Ori toți banii acum, ori la cătuși închisoarea! Isprăvniceilor, e destulă pricina asta pentru că să-l închideți, a? Destulă, de bună seamă, e? Prin urmare, dulgherule, scoți banii sau nu? Și de ea și avea, nu i-a scoate. Atunci trebuie să ții rămas bun și vino cu noi, hai! Vin, pentru că așa se cuvine să vin. Da, trebuie să-i spășesc. Tot ce am greșit față de ființa aceea pură, tot ce am păcătuit, tot ce am stricat față de dragostea noastră curată. Hai să mergem. Sfârșitul? Asta e o veste bună pe ziua de azi! Simțind așadar că îi se apropie sfârșitul și văzând că încă nu are un moștenitor cu care să vă pricopsească, s-a hotărât să vă lase unul! Asta e o veste proastă pe ziua de azi! Dar, fiindcă împărăteasa cea veche n-a fost în stare să-i facă niciun prunt pe măsura lui, a zvârlit-o în temniță și acum își caută una nouă. Ce ne privește asta pe noi? Mă privește că de-aia mă aflu aici. Omul care ne-o aduce pe cea mai potrivită dintre toate, iasă cu niscai gologan din afacerea asta. Grăbiți-vă, deci, până nu încep să se îmbulzească muierile. Hai! Uitați-vă la mine, ce împărăteasă mai bună vreți! Ia primiți-mi șoldurile! Sunt în stare să lege-ne nu un plod al măriei sale, ci 20! Bă, ce-a, măi, fraților! Ce
ne facem dacă dumnealor o iau pe grijmăriță? Nu mai avem unde trage seara când ne apucă dorurile și ne copleșesc tristețile. Nu-i vorbă, nu-i vorbă! Șoldule ca șoldule, mai rar asemenea corăbii. Dar cu toate șordurile tale, nu e ceea ce ne trebuie. Unde mai o steni în zadar? Mai bine face stăcere! Și ascultați până la capăt. Măria sa hâd împărat, vrând ca neamul său să nu piară, caută de astă dată o nevastă pe măsura sa. Ori din muieri frumoase ca voi nu e urâți cum se cuvine unui neam de împărați. De-aia și-a zvârlit-o măria sa pe nevastă sa la altă temniță. I-a făcut prăsilă numai de oameni frumoși. Și ăștia nu-i pot urma la tron, căci moștenitorul măriei sale trebuie să fie urât cel puțin ca măria sa. Să se umple poporul de spaimă când îl va vedea, iar copiii să tacă de frică la auzul numelui său. Care va să zică, poftește măria sa un plod după chipul și asemănarea urâținii sale. Tocmai! Și un astfel de plod nu-i poate face decât o nevastă tot atât de urâtă ca și măria sa. Și încă n-ați găsit așa ceva? Oricât am umblat, încă nu. Și n-o să găsiți, oricât ați umblat. Oh. Haideți, oameni buni, să ne vedem de treabă. La noi în sat nu se găsește nevastă pe măsura lui Hât împărat. Spuneți-i măriei sale că solie de-asta neroadă să trimeată printre curtenii și neavorile sale și nu printre noi. Hai să mergem. Stați, oameni, stați! Așa pățesc pretutindeni. La început se îmbulzește lumea în jurul nostru, dar de-ndată ce află ce anume căutăm, se împrăștie toți ca potârnichile. Până una alta, eu m-am lins pe bod de împărăție. Nu mai rămâne decât să alerg după ispravnic. N-am ajuns împărăteasă, măcar la banii lui să ajung. Bogatule! 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 Unde ți-e fata, domnule? Ce credeți că așa merge cu mine? Îmi băgați prăjitura în gură și când să muși din ea, mi-o scoateți afară? Eu nu sunt cărpă să mă zvârle fata dumitare cum vrea ea. Ai auzit? Oricât de împărăteasă o fi, mie să-mi dea ce mi-a făgăduit. Îți dă, drăguțule, cum să nu-ți dea? Tocmai din aula mea să te caute. Gata, s-a isprăvit cu fandoseala, dragul meu. Fetimii i s-a cam tăiat din lungul nasului. S-au dus fumurile. Cum așa? Măria sa hâd împărat, dorind să nu-i se stingă neamul, caută de astă dată o nevastă pe seama lui. Înțelegi? Ispravnice. Adică tot urât. Așa că domnii crainici, văzându-ne, ne-au trimis cum era și firesc la privare. Care v-a să zic că v-ați spăcălit, drăgărașilor? Ați crezut că vă cade plocon scaunul împărătesc? Când colo ați rămas cu buzele umflate. Domnișoara dumitare, după ce m-a lăsat, își sfârâie acum călcâile după mine. E? Tot a fost bună de ceva venirea solului. De acum știu că am să fiu prețuit cum se cuvine în casa domniilor voastre. Cum se cuvine, ispravnice, cum se cuvine. Uite, sunt gata să te iau de ginere în locul împăratului. Fica mea o să fie mândră să devină ispravniceață. Hai, dăm jumătate din suma pe care o mai ai și o capeți pe frumoasa lumii de nevastă. Îi tragem o nuntă pe cizei. Las-o mai domnul cu nunta. Iar despre suma rămasă, bucură-te că nu ți-o cer înapoi și pe aia de care mai pungă și ca din aur.
repede, fetico. Crainicul n-are răbdare. Și dacă nu ne grăbim, pleacă. Plece. La ce bun să mă târăști înaintea lor? Nici prin gând nu-mi trece să mă duc cu ei la curte. Tot drumul până aici nu mi-ai spus decât asta. Dar dacă tu n-ai minte, am eu și pentru tine. Ai prilejul să scapi de necazuri. Și tu te codești de parcă te-aș duce la moarte, nu la cununie. La moarte m-aș duce dacă aș primi această cununie. Mi-s dragi suferințele mele și nu le-aș da pentru nimic în lume. Nici chiar pentru o coroană împărătească? Ce coroană mai strălucitoare aș putea purta pe zbârcita mea frunte decât mâhnirea mea întunecată? Ce perle mai scumpe decât lacrimile și suspinele mele neîntrerupte? Lasă-mă să mă întorc în împărăția mea, în codrul scorburos unde-mi duc zilele. Numai acolo pot fi fericită, fiindcă acolo mă simt lângă el, ca și când aș fi împreună cu el. Seara, după ce se întoarce în sat, îl petrec până la marginea codrului și apoi revin la locul unde a lucrat. Ia și stivele, descojesc lemnele, doar îmi ușurez truda de-a doua zi. Sărmanul e atât de îngândurat încât nici nu vede că o mână tainică l-a ajutat peste noapte. Și toate acestea mă fac fericită. Iar tu vrei să plec departe de el? Ei bine, dacă e așa, află că tocmai pentru că îl iubești pe Dulgher, trebuie să te învoiești. Dulgherul tău a fost azurit adineori în închisoare și nu mai e nicio nădejde să fie scos de acolo. Cum? Așa cum spun. Dulgherul tău zace între gratii și zadarnic o să-l aștepți mâine în pădure, nu va mai veni. Dacă vrei să-l ajuți, trebuie să mă asculți pe mine. Închis cum e, numai o poruncă împărătească îl mai poate scoate de acolo. Altfel, în închisoare putrezesc oasele. Ai viața lui în mâna ta. Fă deci ceea ce te învăț eu și dulgherul tău va fi mântuit pentru totdeauna. Du-te și cheamă-l încoace pe crainic. Bine că te-ai hotărât. Și lasă, fata mea. În cele din urmă n-o să-ți pare rău că mi-ai dat ascultare. Mă duc să-l caut. Sunt fericită că mai pot face ceva pentru el. Dacă nu cu pierduta mea frumusețe, măcar cu curățenia mea. Și pe una și pe cealaltă le-am dăruit lui. Acum sunt gata să-i dau și singurul lucru ce-mi va mai rămâne după plecarea de aici. Moartea mea. Marfa, mi-a așteptat. Vrei să vedeți? Ia, E tocmai ce căutam. Mare bine ne-ai făcut, babo. Fraților, s-a isprăvit cu primejdia. Ne-a pus noroc cu mâna în cap. Când o vedea Maria sa când împărat nevasta de care i-am făcut rost, mă umple de bani. Ba, mă mai și urcă vreo boierie. Ia uitați-vă la urâta asta. Ticluită parcă anume pe măsura împăratului. De n-aș fi băut vreo 7 țuici, n-aș avea putere să o privesc. Norocul meu e că am prins curaj cu băutura. Altfel amețeam în fața unei asemenea vedenii. Deci mă faia asta o să iasă împăratului un moștenitor care o să-i se ducă faima de-a lungul și de latul pământului. De ce zicură? De ce zicură? Mai bine plocoliți-vă până la pământ, că-și vă aflați înaintea viitoarei voastre împărătese. Maria ta. Din clipa asta, tot ce poftește dumea ei e pentru noi poruncă. Așadar, ajutați-o pe Maria sa, duceți lada cu hainele împărătești și îmbrăcați-o cum se cuvine. Trebuie să plecăm cât mai neîntârziat la curte. Să trăiești, babo, că strașnic ne-ai propopsit. Mulțumim frumos pentru ea și să fii sănătoasă. Ei, crainice, unde vrei să o ștergi? Cum? Parcă nu era așa înțelesul. Dar cum?
Păi era vorba că cel ce aduce marfă nimerită primește o răsplată. Ei bine, v-am adus ceva ce nici în visele voastre n-ați visat. Cum rămâne atunci cu cele făgăduite? A naibii, babă. Poate le ții minte. Uitase-mi. Uitase-și. Ai vrut să faci pe uitatul. Da. Ia punga asta, babă, și pleacă. Hai, gata. Pleacă! Ce? Ce? Ce, fântate? Ce năvălești așa, valbârtești? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că ne-am ales cu o împărăteasă pe cinste. Nu numai chipeșe ca o spelietoare de ciori, dar și bună de gură. Nici n-a apucat bine să-și pună coroana pe cap, ca și început să împartă porunci. Ei, nu mai spune. Și ce porunci a dat măria sa când împărăteasa? Păi... mai întâi a poruncit să fie scos pe dată din temniță un dulgher aruncat acolo, cică pentru niște datorii închipuite, zice dumneaei. Al doilea, să fie vărâți în locul lui ispravnicul satului, bogatul și fata bogatului. Și în sfârșit să se ridice pentru totdeauna toate birurile care stau juruite asupra acestui sat. Strașnică muiere, n-am ce zice. Se joacă de-a împărăteasa. O să avem de furcă cu una ca asta. Vorba e, ce facem acum cu poruncile ei? Cum ce facem? Cum ce facem? Le împlinim fără șovăire. Asta ar fi în stare, dacă nu-i facem pe plac, să ne lase baltă și să se întoarcă înapoi în pădure. Și atunci ne-am lins pe pont de măririle de la curte. Hai nu mai întârzia! Împlinește-i tot ce vrea să ne vedem odată plecați de prime leacurile astea. Hai, hai, prăficeilor! Poruncește, poruncește, domniaca. Suntem numai ochi și urechi. Luați-vă tălpile la spinare și cât ați clipit din ochi, puneți mâna pe ispravnic, pe bogat și pe fata sa. Mi-i legați fedeleși și apoi aduceți aici ca să-i muștruluiesc eu cum se cuvine și să-i vâr la închisoare. Zici ce-i făcut. Oameni buni, am să vă dau o veste care o să vă facă să săriți în sus de bucurie. După ce am cutreierat zile întregi coclaurile împărătești, am găsit în sfârșit nevastă pe măsura lui Hân împărat. Așa că de azi înainte aveți împărăteasă. Aleasa noastră am scos-o tocmai din fundul pădurii. O să o vedeți? Măria sa se pregătește de plecare și când o fi gata, vă adunăm ca să vă procoliți în fața ei și să-i mulțumiți așa cum se cuvine. Să-i mulțumim pentru că e atât de urât încât ne va face satul de pomină. Și pentru asta, dar mai ales pentru că măria sa a poruncit să se ridice toate birurile puse asupra acestui sat. Iată! Iată, hârtia aceasta cu pecete împărătească vă iartă și pe voi și pe urmașii voștri de orice plată, fie mare, fie lungă. Împărăteasa asta urâtă e mai frumoasă, așa zicând, decât toate împărătesele frumoase de pământ. Haideți cu toții la mine în cârciumă să beți în cinstea ei. Dar așa să am și eu un profit. Dați-o dată, nu vă mai tot voi căriți. De ce ești dracu de-n gură și așteptați-vă sorocul. Dați-mi drumul. Dați-mi drumul, vă spun. V-ați pierdut mințile cu totul. Nu mai știți cine sunt și ce pop. Ăștia sunt mușterii noștri. Mai mare dragul să-i vezi cum zac aici ca niște burdofori. Milostivește-te, domnule crainic, și pune să dea la o parte băile astea. Mă strâng peste foare, te mi-e smăruntaiele pe nas. Și o să vă mai strângă până o să vă iasă de tot. Cum? Aflați, drăguților, că vă punem de acum înainte la păstrare. La păstrare? Da. La păstrare? Pentru ce pricină, mărite? Pentru că așa vrea împărăteasa cea nouă. Împărăteasa cea nouă? Da. Dar nu cumva ați găsit urâta căutată? B-am găsit-o. Și fiindcă unei împărătese se cuvine să poruncească, aleasa noastră a și poruncit. Printre altele, să vă legăm fedeleși și să vă așezăm în beci la murat. Acum, o scăpare ar fi.
O scăpare? Vorbește, domnule Crainic, vorbește! Suntem gata să facem orice neger, domnule Crainic. Glăsuiește repede și nu ne mai fierbe ca pe jărate. Păi, dacă ați plăti fiecare câte o pungă plină cu galbe răsunători, se cheamă că v-ați plătit cu vârf și îndesat răscumpărarea. Și atunci Maria sa când împărătea sa n-ar mai avea nimic împotrivă să vă scoatem din scutecele astea care vă șed atât de frumos și să vă dăm drumul copăcel în lumea mare. Dar cum de bună seamă așa ceva vă lipsește, sporăvăim degeaba în loc să ne facem datorie. Stai, oprește, mărite, că suntem scăpați. Uite pungile, zorne ca niște fecioare, intrate cu o pincute de aur în horă. Deslegați-i pe cei doi care și-au plătit răscumpărarea și duceți-i pungile Măriei sale împărățeasa. Dar cu mine cum rămâne? Ce, v-ați ieșit din minți? Păi, mătăluță, mergi la închisoare. La drept vorbind, păcat de asemenea portocală să zacă în beznă, dar n-am ce-ți face. Ori poate ai și dumneata o pungă asemănătoare. A? Ia, scoate-o din sân și ești liberă. Auzi, plătește-mi răscumpărarea. Ce stai ca un bursuc care n-aude, n-avede? Ce plătește-ți-o tu? Că eu n-am de unde. Năbădăile tale m-au lefterit de nu mi-au lăsat nici măcar pielea pe os. Cere izbravnicului. Poate că are el mai mult. Izbravnice, fă rost de o pungă și pentru mine. Sunt gata să te iau de bărbat și să-ți fiu nevastă credincioasă. Nu mai scapă, mă! Bine că până una alta am scăpat eu. De unde bani și pentru tine? M-a uscat taicătul de tot. Eu să zac la închisoare și voi să vă răfăiți în voie? Scapă-mă pe mine, domnule Crainic, și pune pe ticăloșii ăștia în locul meu. Ori banii pe care ți-au dat scârnăviile astea sunt adunate de pe urma mea. Eu nu știu. Ajută-mă și n-o să-ți pară rău. Hai să o ștergem de aici cât mai suntem slobozi, ispravnici. Altfel, cu nebuna asta, cine știe cum se mai întorc lucrurile. Lasă-ne o clipă singure. Poate sunt eu în stare să fac ceva pentru trandafirul ăsta. Iar dacă nu o să iasă din vorbele noastre și a treia punguță, o să o duci la închisoare, în tocmai cum ți s-a poruncit. Hai, mă rog. Fie cum vrei, babo, numai că am început să cam amețesc de drojdile pe care le înghit de cât tot aștept să-i sprăvim odată și să plecăm de pe aici. Hai! Ascultă, babo, să nu-ți râzi și tu de mine că-mi froșc imediat tot veninul pe care l-am. Mă pot sau nu scăpa de temnița? Pot, dacă e așa, grăbește-te. Uite punga de care ai nevoie. Atârnă numai de tine ca să pui mâna pe ea. Și odată cu ea, pe libertate. O, face ce mai aștepți, ia? Și cheamă ispravnicii să mă deslege, că simt că mă năbuș. Ți-aș da-o, dar nu chiar pe nimic. Ce-mi ceri? Ce ți-am vândut eu ție până nu demult. Dă-mi înapoi frumusețea. Și cât ai clipit din ochi, răsufli ușurat. Îmi cerem altceva. Nu tocmai frumusețea. Încă nici nu m-am bucurat de ea și să-mi iau și revânt. Nu aveai decât să te bucuri. Cine-i de vină că ai făcut atâtea mofturi în loc să te mulțumești cu ceea ce aveai din plin? Măcar de mi-o vindeam înainte ca solii să-și fi găsit împărăteasa cea nouă. Acum din tot târgul ăsta nu mă leg cu nimic. Decât cu libertatea. Dacă asta e nimic pentru tine, atunci nu mai avem ce vorbi. Rămâi sănătoasă. Ce-ai nebunii, babo? Ia-ți înapoi tot ce vrei. Nu mai scapă-mă. Am să mă răzbun eu pe bogaci, pe ispravnic. Am să-i perpelesc în urâțenia mea de o să mă pomenească. Ia poftiți încoace, ispravnicenilor. Ce-i, babo? Luați punga asta și duceți-o Crainicului. Drept răscumpărare pentru mândrulița de colo. Aha. Iar pe ea desfaceți-o din burdușala în care ați înfundat-o și lăsați-o să-și vadă de drum. Tu hai cu mine alături în poiană să te mai uiți odată în lac înainte de a-mi da ceea ce ai de dat. Harurile pe care mi le-ai vândut vreau să le înapoiez celei care le merită. Mm-hmm.
Pe semne, au dus-o pe fată ta. De acum nu mai avem de ce ne teme. Ia, vino, poți să te apropii. Bine, 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 am ajuns în soapă de lemn ultimii bani. S-au dus la apa, sunt medii, sunt vreau plăuit, bă. Da, și eu care credeam că te tângui după fata ta. Când colo tu te plângi după punga pe care ai dat-o din aur. Măcar că de pe urma ei răsufli ușurat acum. În vremea asta, biata fata ta se răsucește de pe o parte pe alta în întunericul temniței și tu nici nu te gândești la ea. Da, parcă ea s-ar gândi la mine dacă aș fi în locul ei. Las-o să zacă la răcoare. Destule răcori mi-a făcut ea mie de când o am. Acum să știi și ea ce e aia, s-o doare rece. Ba mie, drept să spun, îmi pare rău de ea. Acum, după ce primești de a trecut... A început iar când mă gândesc la ea să mă gâdile în nările și să mă treacă fior pe șira spinării. Din păcate, nu mai e nimic de făcut. M-am ales din toate numai și numai cu Nesațiu. De ce vorbești așa, ispravnice? Fata bogatului e liberă. Cum? Și nu-s nici două clipe de când m-am despărțit de ea. Nu mai spun, mai spune. Da, a luat-o spre pădure. Doar o găsi pe cineva să-i ții acolo de urât. Dar cum ai izbutit să scape de tinză? Că doar n-avea nicio rețcaie. M-am milostivit eu de ea. E, nu-i vorbă, nici eu n-am rămas în pagubă. Am făcut cu ea un schimb pe cinste. Are șmecheră și fata asta mea. Face ea ce face și iese cu obrazul curat și toate curcătunele. Despre obrazul cu care a ieșit să nu mai vorbim. Să vorbim mai bine de Nesațiul bietului ispravnic. Văd că i-au ieșit ochii din cap de atâta dor. Să știi că da. Mă perperez după fata burducanului ăsta ca un pește în tigaie. Alerg după ea. Dar știi că trebuie să răscolesc nu o pădure, ci 10 păduri. E, atunci tălpile la spinare și la drum, băie. Nu, o minută, ispravnice. Ce crezi că fata mea o să-ți iert atât de ușor purtarea de din aur? Cerem eu de nevastă și, dacă mă învoiesc, te duc la ea cu binecuvântarea mea părintească cu totul. Cu un asemenea dar în mâini, fata mea nu va mai sta pe gânduri. O să ți se arunce de gât numai cât o să te zărească. Aș sări până în cer de bucurie dacă ar fi cum spui. După ce am pierdut atât, măcar să mă aleg cu o nevastă cum alta nu s-a mai pomenit. Iuhu! Așteaptă mai întâi să te alegi și pe urmă să chiuie. Lasă-l să chiuie, că-i dau fata cu dragă inimă. Fii fericit cu ea și la mulți ani, bădie. Acum, hai, vino să dăm de urma ei și asta cât mai devreme. Uitați-vă la ei cum se grăbesc. Dacă ar bănui la cine se duc, ar face cale întoarsă. Și nici n-ar mai ști cum să caute de repede gaura de șarpe unde să se ascundă. Tare aș vrea să fiu de față când o să o ajungă din urmă, iar ea o să-și întoarcă mutra spre ei. Să te răstorn de râs, nu alta. Bine că te văd, babo! Strașnică împărăteasă ne-a târnat de gât. De când se pocătește și nu mai sprevește, făcea jumătate de drum. Uite! Acum s-au împlinit toate după voia ei. Ce mai așteaptă? Du-te și zărăște-o! Dacă mai stau mult aici, mă împiedic de umbra ta și adorm în șans ca un becil de primăvară. Tocmai la ea mergeam. Îi mai duc o podoabă, una singură, și pe urmă puteți da bici cailor. Poftim urețenia pământului și mai arde de podoabe. Mă rog, bine că se apropie clipa plecării. Hei, Crainice! Crainice! Cred că oșteanul ăsta pare mai puțin amețit decât ceilalți. Hei! Ia, băiete, ia vino până la mine! La dumneata și veneam! Am venit să-ți raportez că dulgerul e liber. Care e dulgerul? L-am scos din temniță așa cum ai ordonat. Și acum am venit cu el aici căci vrea să-i mulțumească măriei sale în persoană că l-a scăpat de pușcărie. Prin urmare, tu ești dulgerul cu pricina. Eu? Păi... destul de prăpădit pe din afară și cam muncit pe dinăuntru. Ce-o fi găsit măria sa la tine să facă atâta tâmbălău? Dar mă rog, treaba e. Bine că s-au aranjat toate cum e voia și putem porni în sfârșit la drum. Maria sa e gata de plecare. Bun, ai dechisit-o cum se cuvine? Pe toate fețele. Bun.
o să rămâi trăznit de cum am plictisit-o. Așa. Așadar, pregătește totul că Maria sa coboară în curte. Coboară, bine, coboară. Hei, hei, hei! Hei, băi, de acolo! A venit să coace! Așa, a venit să coace! Să-i facem Măriei sale o primire cum nu s-a văzut niciodată în satul ăsta. Ați auzit? Că nu se întâmplă des ca împărații să facă ceea ce a făcut Maria sa cu voi. Atenți-vă cloburile din cap și purtați-vă cum se cuvine. Sosește Maria sa, împărăteasă. Ia uitați-vă la ea, are fața acoperită. Mulți ani trăiască împărăteasa noastră. Slavă și mărire cei ce s-au milostivit de noi. Îți mulțumesc, Maria ta, pentru libertatea pe care mi-ai dăruit-o. Aveam mare nevoie de ea. Eu sunt un biet dulgher păcătos și trebuie să-mi șterg greșelile făcute față de o făptură desăvârșită pe care am îndurerat-o mult și căreia i-am adus numai suferință. Abia aștept să-i dau de urmă. Vreau să-mi răscumpăr toate greșelile, să o fac fericit așa cum ne-ai făcut fericiți pe noi toți. Am mai avea o rugăminte. Am auzit că Maria sa e consăteană cu noi și am vrea să știm și noi cine e aceea care îi datorăm tot binele nostru. Și ce poftiți de la Maria sa? Oricât de cât ar fi, am vrea să-i cunoaștem și noi fața. Scoateți vălul, Maria ta! Scoateți vălul, Maria ta! Cum vii voia? Păi asta nu e altcineva decât dulgherița noastră. Dulgherița noastră cea blândă și bună, de care n-am mai auzit atâta vreme. Soția mea. Și tot atât de frumoasă ca mai de mult. A vindecat-o pădurea sau ce altă minune s-a petrecut cu ea? Rămasc aici și s-o ștergem până nu e prea târziu. Aici e satul lui Streșa. Și dacă nu ne grăbănim cât mai iute de pe aici, încep iară să-și joace ienele prinsul nostru. Și atunci o să ne vedem din nou pe toate pe te-a doasă. Iată-ne în sfârșit din nou la oaltă. Din nou ca mai de mult, tu în brațele mele, soția mea, bună și minunată. Eu în brațele tale, soțul tău bântuit de îndoieli și frământări. Am rătăcit și m-am întors la tine și deși știu că nu-ți merit iertarea, o voi avea. Între noi nu poate fi vorba de așa ceva. Între noi e numai o minune neîntreruptă care ne leagă pe unul de celălalt. Până la capătul lumii. Și cum se numește minunea aceasta? Dragostea noastră. Dragostea ta. Dragostea ta de soție. Ea a săvârșit toate miracolele. Ea a întors rătăcirea mea și mi-a prins lumina în întuneric. Ea a readus în ochii tăi limpezimea pierdută din pricina mea, netezimea zdrențuită de dragul meu, frumusețea jertfită pentru fericirea mea. Acum e bine. Nu mai doresc altceva decât pacea căsuței noastre. Nu mai doresc decât ca acolo, în liniștea ei înmirezmată, să-mi iei capul în poala ta și odată cu înserarea toate durerile tale și toate minunile care s-au petrecut în adânc. Vino să mergem acasă. Da. Am să închid ușa, am să fac focul și după ce voi trage obloanele, am să-ți șoptesc pe îndelete, în timp ce seara va coborî în jurul nostru, povestea despre dulgherul cel atât de năpăstuit și soția sa cea frumoasă. Ați ascultat O poveste de iubire de Radu Stanca. Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Soția cea frumoasă și urâta, Adela Mărculescu. Dulgherul, Ștefan Iordache. Baba, Ica Matache. Bogatul, Mircea Albulescu.
ispravnicul Ștefan Sileanu, cârciumărița Monica Ghiuță, crainicul împărătesc Ion Marinescu, isprăvniceii Adrian Georgescu și Sorin Gheorghiu, căscatul Ion Angel, Buteanu Boris Petrov, Bojescu Hamdi Cerchez, Portărescu Sergiu Demetriad. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Aurelian Napu, Tudor Heica, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Coca Gheorghe și Ani Ștefănescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.